Lei episodul 5 și vom continua desigur începem cu visător de rende. Bun, așteptam negativul și începem. Să te trezești cu zâmbetul pe buze, să poți și tu fără ca nimeni să te acuze. Hai spune-mi tu, cum ar fi o zi de muncă, să ai puținul, să puținul să-ți ajungă. Hai spune-mi tu, cum ar fi să creadă tot într-un singur Dumnezeu, să nu avem nevoie nici măcar de lei. Hai spune-mi tu, ce bine ar fi să nu se întâmplă pentru noi, bogăția e în inimă, nu în fond. Tu spui că sunt, tu spui că sunt visător, dar lasă-mă așa, te rog, nu mă schimba visător. E bine luna mea, visător. Doar un visător și de aici să mă visător. Și cam să mă să cum ar fi să nu îți fie frică să treci mai sat, la un risac de prieteni și-ai plecat. Cum ar fi să ai curaj să fii că-ți pare rău, și să lași tot apă să alegi pe visul tău. Hai spune-mi tu, cum ar fi celor ce ne conduc chiar să le pese, ce curse așteaptă soarele și nu mai iese. Tu, un om mi-a zis că dacă vezi zile mai bune, tu spui că sunt, tu spui că sunt, tu spui că sunt un visător. Dar lasă-mă așa, te rog, nu mă schimba visător. Vine luna mea, visător. Doar un visător și de atins om, un visător. E cam să le pierdă, sar, fără frică sar, ai vrea să uit de mine, cu brațele deschise, uit tot ce-a făcut, așa e cel mai bine. Și fără, visar cu lățile mai grele, dar eu, visez că sunt cerul plin de stele, visător. Dar lasă-mă așa, te rog, nu mă schimba visător. E bine luna mea, visător. Și doar un visător și lasă-mă visător. O să iau să văd să mă visător. Doar un visător și de a fi să mă visător. Tot am să învăț să zbor. Pa! Pa!